gravă, nu. Nu știu nici, nu s-a trezit, nu știu nici, nu mi-a spus nici. Ce v-a auzit? Ce v-a dat? Nu știu, bara de la școală, nu știu nici. Copiii au năvălit pe teren și s-au agățat de poarta de fotbal care nu avea stabilitate. Aceasta s-a balansat și s-a răsturnat peste copil, lovindu-l chiar în cap. Am ieșit în pauză, eu eram în urma lor, că am zis că mergem în pauză. Când au dat aici colț, au alergat. Eu în colț acolo eram. Au alergat și când au alergat, s-au bușit în bară și copilul era în față. Eu venit, deci nu au căzut toată bară, deci nu au șficuit așa. Când am văzut că au căzut jos, m-am întors, m-am dus la doamna colega, doamna Luminița, și-a înțepat. Am venit, m-am întors, l-am luat în brațe și am țipat, uitați, și colega-i de față, m-am dus cu el în brațe. Bara asta trebuie pus în pământ și făcută cu ciment ca să poți nu mai cadă jos. E periculos pentru copii? E păi, foarte periculos, păi și nu, am și eu un copil. Și dacă cade, ce faci atunci? E periculos, eu și zic, și nici nu bat aici. Nu primăria, nu sunt oamenii care au oameni de servici, care iei atâta bani. Trebuie să moară copilul ăla. Și nici știi cum ajunge copilul ăla. Mă rog, nu i-am adus și eu la grădințață. Băiețelul a fost transportat în stare gravă la spitalul de urgență Vaslui. A fost adus un pacient de 4 ani de la grădiniță, căruia i-a căzut un obiect contundent. Am înțeles că țeavă în cap. Pacientul a pierdut și-a pierdut cunoștința la grădiniță. Noi l-am trimis la City. Copilul a fost transferat cu elicopterul SMURD la o clinică de neurochirurgie din București. Conducerea școlii susține că poarta a fost scoasă din pământ și lăsată de izbeliște de muncitorii care au efectuat lucrări de reabilitare la școală. Directoarea recunoaște că nu a luat măsuri pentru securitatea copiilor. Dumneavoastră aveți ceva să vă reproșați? Da, pentru că ar fi trebuit să pur și simplu să desfințez de tot, să o iau din locul ăsta și când aș fi putut să o pun la loc, atunci să fie folosită. Până atunci ar fi trebuit. Este vina mea, ce să zic, în primul rând. În unitatea de învățământ sunt peste 100 de preșcolari. Polițiștii fac cercetări în acest caz în paralel și reprezentanții inspectoratului școlar au demarat propria anchetă.